dragilor, am pornit noi cei 5 voinici, pentru că pe tati de data aceasta l-am lăsat acasă, adică mami, cei 4 copii, bunicii și doamna Marieta, o persoană tare dragă nouă, la Ierusalim. Nati, draga mea, semi-adormită cum ești, te rog să nu uiți niciodată, mamă, dar niciodată, cât te-am putut căra eu pe aici, în acest sistem minunat de purtare, prin tot Ierusalimul acesta. Te rog, deci, să nu uiți, da? Și când o să fii tu mare și eu și mai mare, să mă aduci și tu pe mine aici și să ne primăm amândouă de mânuță, da? Așa vreau. Să mai venim amândouă aici. Să o mărici. Să fii binecuvântat în cerul. Noi n-ai mașină? Stai acolo. N-ai mașină? Am ajuns! Am ajuns! Arată totul foarte bine. Așa ne-a aranjat Ane. Păi arată bine. Iuhu! Jaffa. Jaffa Gate. Salutare! Uite, am ajuns în cetate, am intrat pe la Jaffa Gate. Nati e deja supărată. S-a trezit azi noapte de vreme pentru a veni aici. Încă de la 4 eram în aeroport. Acum este 4 după amiaza. Și așa arată cetatea. Așa arată zona. O să intrăm pe mici cărări pentru a intra pe către mormântul. Ne apropiem de Sfântul Mormânt. Haideți după de Ane, după Anisia. De acolo se intră? Ba, este foarte multă lume. Vezi, Efi? Îți place, Efi? Mergem la Sfântul Mormânt, puiule. Hai, Nati! Acolo bravo. Uite, acolo jos e Piatra Ungerii, vedeți? Unde am fost noi și acum vom merge la Sfântul Mormânt.
Piatra Ungerii, unde am fost noi, și apoi mergem la Sfântul Mormânt. Acolo, la Sfântul Mormânt. Acolo mergem, uite acolo în spate. Hai să mergem, acolo în spate e Sfântul Mormânt. Uite, aici a fost Piatra Ungerii și sus Golgota, locul răstignirii. Mergem acolo, hai! Și aici este Sfântul Mormânt. Ia pune una pe cap, vezi dacă poți.